Salutare tuturor și bine ați revenit la școala de cripto. Astăzi vom vorbi despre cum începi să investești în cripto. Așadar, acesta este un ghid care se adresează în special începătorilor. În primul rând, avem nevoie, desigur, de un plan de acțiune, da? Un plan de acțiune, un plan investițional. Pentru că un plan investițional este fundamental pentru a evita falimentarea propriului portofoliu cripto și pentru a porni cu dreptul. Așadar, crearea unui plan investițional ar trebui să fie prima prioritate, da, a celor care doresc să investească în cripto. În acest mod se evită și fear of missing out-ul, adică frica de a pierde diferite oportunități. Dacă ne mai zice câte unul, vai, vezi că a ieșit o nouă criptomonedă, cumpăr-o acum și chestii de genul, sau nu știu ce influencer ne mai spune, vedeți că a ieșit noua colecție NFT, nu știu care, cumpărați-o acum. Dar noi, dacă vom avea un plan investițional, ne vom ține de acel plan investițional și nu ne vom uita în gura acestor influencer sau acestor prieteni și așa mai departe, care încerc să ne șiluiască niște proiecte cripto sau niște colecții NFT și așa mai departe, da? Și în acest mod obținem și o claritate a lucrurilor care trebuie făcute pe parcursul unui an din punct de vedere al investițiilor în cripto. Așadar, în principal trebuie să ne stabilim obiective, strategii și tactici, da? Bun. Pentru obiective putem, desigur, să ne ghidăm după criteriul SMART. Căutați pe internet ce este criteriul SMART de stabilirea obiectivelor și apoi vedeți ce și cum, da, pentru stabilirea obiectivelor. Apoi, pentru strategii, strategii de bull market și bear market, da, cum investim în bull market, cum investim în bear market, posibil că voi face și videouri legate de aceste subiecte. Două strategii destul de interesante le găsiți și pe canalul Școala de Cripto, deja, da, le găsiți la acest video, când să cumperi Bitcoin, cele mai bune metode, și aici am vorbit despre modelul logaritmic și stock to flow. Asta se aplică, din păcate, doar criptomonedei Bitcoin. Și apoi mai avem două strategii pe care le-am prezentat aici, se numesc DCA, Dollar Cost Averaging și Lump Sum. Da, acele două strategii sunt perfecte pentru începători, da? Mai ales dacă nu știți prea multe informații și vreți neapărat să intrați în piață așa rapid, să faceți un plan și aplicați acele strategii, da? În funcție de ce buget aveți și așa mai departe. Acele strategii și acele modele le puteți găsi și aici în acest articol, când să cumperi Bitcoin, ghid complet, dar de pe site-ul școaladecripto.com. Vă puteți duce aici, citiți în format text, în format video, dacă vreți video, aici pe canalul de YouTube Școala de Cripto și le aplicați. Acum, când dorim să cumpărăm o criptomonedă sau un token, foarte simplu, ne ducem pe CoinMarketCap sau pe CoinGecko. Și ce facem în primul rând? Aici avem o bară de căutare, da, un search bar, și aici putem da click și scriem cum se numește acea criptomonedă sau acel token. De exemplu, să spunem că vrem să cumpărăm XLM, da, Stellar. Ok. Am dat acolo click și m-am dus pe această pagină, da, după ce am scris. Foarte bine, aici pot vedea mai multe informații. Pot vedea prețul actual, cum a fluctuat în ultimele 24 de ore, o lună sau un an, da? Și ce ne interesează în principal este să ne ducem în josul paginii, până aici unde scrie Stellar Market, sau dacă ați căutat Bitcoin sau dacă ați căutat Ethereum, o să vă scrie aici Bitcoin Market sau Ethereum Markets, da? Piețele pe care putem tranzacționa această criptomonedă sau acest token. Așadar, în primul rând, vom da click pe See All Markets să vedem toate piețele pe care se poate tranzacționa această criptomonedă. Și aici ne va arăta Bitump, Coinbase, Exchange, Binance KuCoin, Bybit, Huobi Global, Gate.io, Kraken, Bitstamp, Bitflyer și așa mai departe. Da? Acestea sunt CEX-uri. Da? Ce sunt CEX-urile? CEX-urile sunt practic niște exchange-uri centralizate, adică niște platforme tranzacționale centralizate, adică care aparțin unei firme anume sau unei multinaționale, unei corporații, da? Mai avem și așadar putem să ne ducem pe, nu știu, căutăm Coinbase și o să ne dea site-ul acelor, mă rog, acelei platforme și o să ne înregistrăm acolo și o să cumpărăm de acolo. În cazul Binance și în cazul FTX, dar văd că Stellar nu este listat pe FTX, ne putem duce, de exemplu, pe Școala de Cripto și aici avem o bară de căutare. Aici vom scrie, de exemplu, numele acelui exchange, scriem Binance și aici o să ne dea diferite tutoriale, da? Diferite ghiduri. Avem aici Binance ghid începător, Binance Futures, ghid complet pentru începător, cum să verifici contul de Binance, cum să faci trading pe Binance, cum retragem banii de pe Binance, monede fiat, euro, dolari, Binance, ce este, cum funcționează, cum ne facem cont, cum să retragi banii de pe Binance și așa mai departe, da? Pentru fiecare
platformă de tranzacționare de pe care vrem să cumpărăm o anumită criptomonedă, da, sau token, putem să ne ducem aici la școala de cripto și scriem aici în această bară de căutare platforma de pe care vrem să cumpărăm, că e posibil să găsim diferite tutoriale, diferite ghiduri legate de acea platformă de tranzacționare, da, dacă nu știm ce să facem, cum să cumpărăm, da, de pe acea platformă de tranzacționare. Bun. Așadar, ne-am dus aici și am descoperit cum să cumpărăm, cum să ne înregistrăm pe acea platformă și mai departe. E totul ok, dar poate că nu dorim să achiziționăm printr-un CEX, da? Printr-o platformă de tranzacționare centralizată. Așadar, ca și alternativă avem DEX-urile. DEX-urile fiind ce? Fiind exchange-uri descentralizate. Adică în acest sens vorbim despre platforme de tranzacționare descentralizate, da, care nu aparțin neapărat unei firme anume, sunt descentralizate în mare parte. Da? Aici vorbim de platforme de tipul, aici ne putem duce da, la exchanges și dăm pe DEX, da? Exchange-uri descentralizate. Și vedem aici mai multe. DIDX, Uniswap, PancakeSwap, Kind Protocol, ăsta e nou, nu prea am văzut până acum. Apollo Dex, Spooky Swap, Honey Swap, Serum, Trader Joe, Quick Swap, Curve Finance și așa mai departe, da? Și ne uităm aici dacă este listat pe aceste exchange-uri descentralizate, criptomoneda pe care vrem să o achiziționăm. Iar dacă este, ne ducem acolo. Acolo e un pic mai complicat pentru că e vorba și de trebuie să folosim un wallet gen MetaMask, cum am eu în acest caz, sau Trust Wallet sau alte wallet, sunt chestii un pic mai complicate. Cea mai ușoară metodă este de achiziționa diferite criptomonede este prin CEX-uri, da? Deci exchange-uri centralizate, precum Binance, precum Coinbase, precum KuCoin, precum Wazir, mă rog, Wazir nu prea îmi place mie, dar e unul dintre exchange-urile cele mai populare din India. Dar listează și o grămadă de shitcoin-urile fiind criptomonede sau token-uri care nu prea vor avea un viitor, vor deveni schemuri în general sau își vor pierde din preț din diferite motive. Bun. Așadar, în general, ar fi ok să vă duceți aici la Exchange Spot și vă uitați la primele 5, da? La primele 5, hai maxim 10, să zicem așa, poziții. Da? În acest caz avem Binance, Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin, Hobby Global, Bitfinex, Gate.io, Bybit și Crypto.com. Dacă criptomonedele sau tokenurile pe care vrem să le cumpărăm sunt listate pe aceste exchange-uri, atunci este foarte bine. Vom putea să le cumpărăm foarte ușor pentru că ne putem înregistra, da, foarte ușor și depozita bani pe aceste platforme de tranzacționare, iar apoi le vom cumpăra. Este un procedeu destul de simplu în general, mult mai ușor decât a cumpăra de pe platforme de tranzacționare descentralizate criptomonede sau tokenuri. Iar chiar dacă vrem să cumpărăm de pe DEX-uri, trebuie în principal să avem deja anumite criptomonede de genul, nu știu, Ether, da, Ether, criptomoneda proiectului Ethereum sau Bitcoin, da, Ether în general ne trebuie pentru a face swap în principal din Ether în diferite criptomonede pe care vrem să le cumpărăm, cum ar veni. Și pentru a avea Ether, desigur, trebuie să folosim un CEX, un exchange centralizat. Sau ar mai fi câteva metode. Anume, putem utiliza local bitcoins, putem utiliza Paxful sau Bitcoin ATM, mă rog, acesta coin ATM radar. Așadar, în primul caz, vorbind de local bitcoins, aceasta este o platformă de pe care putem cumpăra bitcoin sau alte criptomonede în modalitatea peer-to-peer, adică de la alte persoane fizice, da? Cumpărăm de la Marcel, de la Marin, de la Vlad, de la așa și mai departe. Nu cumpărăm de la Binance sau de la KuCoin sau de la Coinbase și așa mai departe. Aici trebuie să stați destul de atenți, să verificați bine profilul persoanei cu care veți să faceți aceste tranzacții. În principal, ce trebuie să faceți, desigur, faceți un cont, vă verificați contul aici pe Local Bitcoin sau pe Paxful, iar apoi aici
Depinde în funcție de ce vreți să faceți, da? Quick buy sau quick sell, da? Vreți să cumpărați sau să vindeți? Vrem să cumpărăm, de exemplu, cu ce vrem să cumpărăm? Cu RON? Hai să zicem că vrem să cumpărăm cu euro. Cu euro și dăm aici search. Așa, dar în acest moment ne-a găsit toate ofertele, da? Pentru cei care vor să vândă Bitcoin, da? Și să primească euro, pentru că noi le vom da euro în schimbul a Bitcoin. Acum, ce trebuie făcut mai departe? Trebuie desigur să fim logați. Dăm aici buy, bine, în primul rând ne uităm și noi aici pe fiecare profil al acestor persoane în parte, da, să vedem dacă sunt ok, adică dacă au mai făcut tranzacții cu alte persoane și a decurs totul bine. Da, trebuie să aibă un fit score bun, măcar 50-95%, da? Să aibă e-mail, telefonul verificat, cartea de identitate și așa mai departe. Astea sunt chestii foarte importante, dacă să nu ne luăm țeapă. Asta dacă nu vrem să cumpărăm prin exchange-uri centralizate gen Binance, gen Coinbase, gen KuCoin și așa mai departe. Da? După ce facem asta, finalizăm tranzacția, dar depinde acum prin ce. Aici, de exemplu, acesta, Arman 20.982, vrea să facă această tranzacție prin PayPal, da? Adică voi să-i trimiteți lui euro prin PayPal, iar el să vă trimită vouă Bitcoin prin, nu știu, vă va spune el prin ce, probabil va trimite într-un wallet propriu al vostru, de pe, nu știu, ori de pe Electrum, ori de pe ceva exchange centralizat, dacă aveți sau nu știu, vă descurcați voi. La fel funcționează și Paxful, doar că în cazul Paxul putem cumpăra și USDT, dar și Ethereum, da? Ether. Selectăm aici ce vrem să cumpărăm sau să vindem. Dacă vrem să vindem, dăm click pe sell. Zicem că vrem să cumpărăm Ether. Selectăm aici metoda de plată. Avem aici o grămadă de metode de plată. Și apoi cât vrem să cumpărăm. Adăugăm aici, dăm find offer și același procedeu ca și pe local Bitcoins, doar că aici, mă rog, putem cumpăra doar Bitcoin. Îi verificăm, da, pe cei cu care vrem să facem tranzacții și apoi concludem tranzacția și totul ok. Este un mic comision, dar nu e pe partea voastră, e pe partea celui care vinde în general. Mă rog, nu ar trebui să vă afecteze foarte mic, nu mai știu exact cât. Puteți verifica și voi apoi când vă înregistrați pe Paxful sau pe local Bitcoins. Bun. Deci cam așa puteți să cumpărați Bitcoin fără să vă înregistrați pe un exchange centralizat gen Coinbase, Binance și așa mai departe, sau mai puteți vă duceți pe site-ul Coin ATM Radar, acesta, și apoi, mă rog, aici o să vă ceară să vă acceseze locația ca să știe exact unde sunteți, să vă dea cel mai aproape bancomat, să spunem și ATM, de Bitcoin, adică bancomat la care puteți cumpăra Bitcoin. Sau puteți adăuga aici adresa voastră, scrieți, nu știu, București și dați aici mă rog, dați pe acel buton pentru a căuta. Aici o să ne caute toate ATM-urile de Bitcoin, de la care putem cumpăra Bitcoin și ne le va da aici. Ne va spune exact adresa. Iar apoi, atenție, aici avem niște fee-uri, da? Avem niște taxe pe care aceste ATM-uri ni le iau când cumpărăm sau când vindem. De exemplu, când cumpărăm 5%, când vindem 6,6%. Și așa mai departe. Deci, cel mai ok ar fi să cumpărăm direct prin CEX-uri, da, prin exchange-uri centralizate, adică Binance, Coinbase și așa mai departe. Dar dacă doriți voi neapărat să evitați CEX-urile, atunci puteți să cumpărați și de pe local Bitcoin, de pe Paxful sau direct de la un ATM. Cu toate că în cazul ATM-urilor, taxele sunt destul de măricele, 5%, 6%, 7% și așa mai departe. Da, aici avem de exemplu 8% dacă vrem să vindem. Da, ce avem. Dar sunt destul de multe, văd, mai ales în București. Oricum, nu găsiți doar în București, găsiți mai în toată țara. Chiar și dacă sunteți prin afară, prin, nu știu, Italia, Spania și așa mai departe, o să găsiți. Bun, deci acum am vorbit despre cum cumpărăm prin CEX-uri, prin DEX-uri și prin local Bitcoin, Paxful și Coin ATM Radar, în cazul acesta. Ce ar mai fi de știut? Bun, pe partea asta de DEX-uri o să vă fac și un video separat pentru că e mai complicat și nu vreau să lungesc foarte mult video pentru că trebuie cumpărat Ether de pe un
exchange anume, apoi trimis într-o extensie de browser sau aplicație gen MetaMask sau Trust Wallet și așa mai departe. Apoi de pe această aplicație trebuie conectată la un exchange descentralizat gen SushiSwap, gen PancakeSwap, Uniswap și așa mai departe, iar acolo putem face swap-ul, putem converti acei Ether în criptomoneda sau tokenul dorit, da? Dar asta e un pic mai complicat, așadar posibil că voi face un video separat. Bun, așadar vă duceți tot aici pe școala de cripto și căutați acolo tutorial. Cel mai rămâne de zis câteva sfaturi așa pe final, câteva sugestii, să spunem. Nu sunt neapărat sfaturi investiționale, dar na, înțelegeți voi. În primul rând trebuie să investim doar cât ne permite să pierdem. Asta e o chestie foarte importantă și subevaluată, nu este luată în seamă de prea mulți, din câte observ, și mulți își pierd banii din această cauză, pentru că investesc banii de pâine, gen, da? Gen, ei au 1000 de euro deoparte, care să le ajungă pe luna viitoare și sau pe următoarele două luni, și investesc acei bani. Nu aș recomanda așa ceva nimănui niciodată, așadar investiți doar cât vă permite să pierdeți. În al doilea rând, trebuie să vă faceți propriul research. Ce înseamnă asta? Păi, dacă vrem să investim, de exemplu, nu știu, în Shiba Inu, da? Ne ducem și noi aici și vedem care e treaba cu Shiba Inu. Ne ducem pe CoinMarketCap sau CoinGecko, da? Să ne ducem pe CoinGecko. Dăm aici pe Shiba Inu și ne informăm un pic. Ia să vedem ce preț are Shiba Inu. 0,000316, 3136. Bun, ia să vedem ce capitalizare de piață are. 17 miliarde. Câți bani ar trebui să intre în Shiba Inu ca să-și dubleze prețul? Adică să devină 0,00006262 și așa mai departe. Deci câți bani ar trebui să intre ca să se dubleze, să fac 100% profit? Păi ar mai trebui să intre încă 17 miliarde. Deci e destul de greu, da? Să facă 100% profit, să faci 100% profit. Așadar, investim sau nu investim? Nu știu, ne ducem mai departe, da? Căutăm pe aici, ia să vedem ce mai găsim despre Shiba, ce am mai făcut în ultimul an, da? Ne uităm aici pe acest grafic, ok, facem și o analiză tehnică, analizele tehnice se fac în general pe TradingView. Vă duceți pe TradingView.com și acolo aveți multe instrumente cu ajutorul cărora puteți face o analiză tehnică foarte, foarte bună și foarte rapidă. În primul rând, desigur, trebuie să știți să faceți o analiză tehnică. Astea sunt chestii neapărat de începători, dar vom vorbi despre asta în alte videouri viitoare. Așadar, ne uităm pe aici ce avem. Avem un contract de la Ethereum, deci este posibil un token făcut pe blockchain-ul Ethereum. Apoi avem aici site-ul lor, Shiba Token, allheldashiba.medium.com. Ne mai uităm aici ce comunități au pe Reddit, pe Discord, pe Telegram, ne ce pe site-ul lor, ne uităm la ecosistemul lor, vedem aici ce au. Mai au încă 3 tokenuri, pardon, încă 2 tokenuri, Leash și Bone. Au un DEX al lor, da? Deci un exchange descentralizat Shiba Swap. Și cam atât în mare parte, se pare că au o comunitate de peste 500.000 de persoane, din ce spune aici, ne ducem, verificăm, da, verificăm Telegramul lor, verificăm contul lor de Twitter, verificăm contul lor de Discord și așa mai departe, verificăm white paper-ul, da, white paper-ul, ia să vedem unde l-au, nici măcar nu se numește white paper, în cazul Shiba se numește UF paper, mă rog, putem vedea aici. Trebuie să analizăm white paper-ul, să ne uităm la roadmap, să vedem, adică ce vor face ei de acum înainte. Da, iar apoi, dacă ne place proiectul și ne pare ok, ne pare de viitor, ne pare că are o utilitate reală și că va avea un rost, da, pe viitor și că oamenii vor dori să bage bani în el pentru că are utilitate reală, atunci cumpărăm și noi investim, da? Bun. Cam asta ar fi al doilea, să zicem așa, sfat sau sugestie. Deci să-ți faci propriul research, să cercetezi tu. Al treilea ar fi să ai grijă în ce investești, da? Să ai grijă în ce tokenul investești, pentru că sunt multe persoane care îți vor spune investește în criptomoneda sau tokenul X, că va face 1000X. Investește în colecția asta NFT, că în curând își va tripla prețul, pentru că este o colecție NFT inovatoare, care are numai 10 bucăți și sunt numai câini acolo și na, își va dubla prețul și îl va tripla în câteva zile. Da, și trebuie să aveți grijă în ce investiți.
și aveți grijă ce platforme de tranzacționare folosiți. Da? În principal, eu aș spune să folosim astea, primele din top 10, chiar top 5 aș recomanda. Zic asta pentru că Gate.io, de exemplu, nu prea îmi place. Pentru că listează multe shitcoinuri. Și acest lucru nu prea îmi place mie în general. Dar Binance Coin, Bus, FTX, Kraken, Huobi, Global KuCoin, Crypto.com, să zicem că sunt ok. Da, mai mult decât ok. Mai mult de mult peste majoritatea platformelor tranzacționale existente, da, pe piață la acest moment. Încă o chestie foarte importantă și asta va fi al cincilea și ultima sugestie, ultimul sfat. Aveți grijă de la cine vă luați informațiile, da? Pentru că au apărut foarte multe persoane care încep să șiluiască foarte multe proiecte de tip cripto, da? Foarte multe meme coin-uri, foarte multe proiecte care vor promite că nu știu, vor inventa ceva care să zbor pe soare, fără să te prăjești. Vor spune că, na, vor spune multe chestii, se vor lăuda în mare parte. Da, își vor spune că ei vor fi următorul proiect care va face 1000x și așa mai departe. Și pe lângă aceste persoane, desigur, mai sunt și mulți, mulți influencer care, desigur, sunt plătiți, da, sunt plătiți să vă aducă în față diferite proiecte și desigur că majoritatea sunt și părtinitori. Da? Adică chiar dacă știu că acel proiect e o mare țeapă, o mare schemă, o mare înșelătorie, ei tot vi-l vor reprezenta în mare parte și îl vor lăuda. Voi probabil veți cumpăra și vă veți lua mare țeapă și nu veți putea face mai nimic. Da? Așadar aveți grijă de la cine vă luați informațiile. Și cam atât. Deci am învățat până acum că trebuie să avem nevoie de un plan de acțiune, că putem cumpăra criptomonede sau tokenuri prin exchange-uri centralizate sau descentralizate. Dacă vrem să cumpărăm de pe exchange-uri descentralizate, va trebui să folosim, desigur, local bitcoins, Paxful sau acest site Coin ATM Radar, să cumpărăm de la ATM, de la bancomat, da? Și ce am mai învățat? Că putem folosi aceste platforme, da? CoinMarketCap sau CoinGecko, să aflăm mai multe informații despre diferite criptomonede, adică de unde le putem cumpăra. Am mai învățat și că putem să ne ducem pe canalul YouTube Școala de Cripto sau site-ul școaladecripto.com și aici putem căuta informații despre ce ne interesează, da? Tutoriale, ghiduri legate de cripto, de platforme tranzacționale și așa mai departe. Și că trebuie să investim doar cât ne permitem să pierdem, să ne facem propriul research, să avem grijă în ce investim, să avem grijă ce platforme folosim pentru a investi și să avem grijă de la cine ne luăm informațiile. Cam atât pentru astăzi, cam atât pentru acest ghid. Sper că v-a fost util, sper că v-a plăcut. La revedere!